Ședința ordinară a Consiliului Local Municipal s-a desfășurat miercuri cu prezența fizică a membrilor, cu respectarea regulilor de protecție și distanțare socială. Pe ordinea de zi s-a aflat, printre altele, proiectul de hotărâre, conform căruia piața Dacia din centrul orașului urma să fie redenumită Piața Revoluției 1989, inițiativă ce a căzut însă la vot. Solicitarea a venit din partea consilierului local Silviu Roșioru și a Asociației Club 22 Buzău, a luptătorilor în Revoluția din decembrie 1989. În susținerea demersului său, Roșioru a invocat memoria celor care și-au pierdut viața în tragicele evenimente care au marcat istoria recentă a țării. Este un lucru care trebuie să-l facem pentru acei tineri care au murit pentru libertate, pentru democrație și au luptat pentru ca noi, în zilele de astăzi, să ne bucurăm și să fim în situația actuală, unde desfășurăm activitatea și administrația după o democrație stabilită de români. Argumentele consilierului Roșioru nu l-au convins pe primarul Constantin Toma, care încă de la început a considerat inoportună schimbarea denumirii celui mai emblematic loc al Buzăului. Am primit propunerea, am discutat cu oamenii, dar discut și cu toată comunitatea buzoiană, am o mulțime de mesaje pe toate canalele posibile. A fost și un sondaj făcut în presă. Peste 90% din cetățenii orașului Buzău nu doresc această schimbare. De generații întregi, denumirea acestei piețe este de Piața Dacia. Dacia reprezintă mai mult decât Revoluția din decembrie 1989 și consider personal cel puțin că nu este cazul să facem această schimbare de denumire. Schimbarea denumirii ar fi creat numeroase neajunsuri cetățenilor și firmelor din zonă, care ar trebui să își schimbe documentele. Conform Oficiului Național al Registrului Comerțului, au fost identificate 36 de persoane juridice cu sediile sociale în Piața Daciei și alte 31 de sedii secundare ale acestora. De asemenea, un număr de 648 de persoane au domiciliul în Piața Daciei, persoane care ar trebui să-și schimbe cărțile de identitate în termen de 15 zile de la redenumire. Totodată, în conformitate cu legea cadastrului și publicității imobiliare, modificarea adresei administrative a imobilului se notează în cartea funciară. De asemenea, conform viceprimarului Ionuț Apostu, un proiect de reabilitare cu finanțare europeană a zonei Piața Dacia, adoptat în aceeași ședință, ar fi fost pus în pericol.